Vreau să vă spun în seara aceasta că textul care l-a citit Dariu din fapte 16 e textul care mi-a plăcut din copilărie. Și cred că și vă a plăcut versetul 26, dacă vrei să-l afișezi, cel puțin pe latura penticostală, ăsta e versetul preferat a nostru, spune, deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței, îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia asta e versetul nostru preferat. Doamne, n-am învățat deloc, dar să iau și eu bag, cu asta minune, să să mai... Să, ceva, un cutremur cât de mic, nu? Cam la asta apelăm, apelăm noi. Apropo, știți cine se roagă cel mai tare în perioada asta și postește? la care nu a învățat atât anul. Ăia, ăia, trimit biletele la învon, rugați-vă că nu mai am nicio șansă. N-am învățat nimic. Nu, deci dacă ai învățat, te rogi, te rogi, ești înaintea lui Dumnezeu, postești, să nu uiți ce ai învățat, dar nu bombardezi cu bilete. Eu am zis, totdeauna, ăia care bombardează cu, cu bilete în, la învon și la spune își pune toți bunicii să postească pentru, pentru ea, pentru Bacaia, aia, că o, o beau multe sucuri tot anul și nu, nu o stat acasă să învețe. Vreau să vă spun, deși versetul ăsta mi-a plăcut cel mai tare din copilărie, de câțiva ani de zile Dumnezeu mi-a schimbat versetul preferat din textul acesta și m-a trezit, m-a zguduit la versetul 20 afișează, te rog, versetul 20, să vedeți ce spune versetul acesta. I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis, oamenii aceștia ne tulbură cetatea. Într-o seară când citeam textul acesta, deși l-am citit de zeci de ori, prin versetul ăsta, Duhul lui Dumnezeu îmi vorbește și îmi spune așa, când ai tulburat ultima dată pe cineva? Când ai tulburat? Minuni toți vrem toți vrem să facem minuni. Dar zice că înainte ăștia să facă minuni, înainte ei ori cetatea. Și au venit oamenii de afară și au zis, ăștia ne tulbură pe noi. Vreau să vă spun în textul ăsta din fapte 16, îs două categorii de oameni care tulbură. Și femeia aia îi ai tulbura pe Pavel și pe Siela, dar și ei tulburau toată cetatea. Acum să știți ceva, noi oricum tulburăm. Ori ești în tulburare și tulburi în spatele tău -i Dumnezeu care îți dă puterea să tulburi cetatea în bine sau pe cei din jurul tău, sau ești de mână cu piton, nu cu femeia asta, nu? Și asta îi tulbura, zice că în fiecare zi îi tulbura, îi tulbura. Vreau să-ți spun, citeam o, o chestie interesantă cu ani în urmă, zicea că toți suntem misionari, ori îi apropiem pe oameni de Dumnezeu, ori îi depărtăm de Dumnezeu. Deci toți tulburăm, ori în bine, ori în rău. Știți ce e interesant? Diavolul întotdeauna vrea să tulbure în mediul unde Dumnezeu produce minunile. Unde Dumnezeu vorbește. De ce zice Pavel, când mergeam la locul de rugăciune, ne-am întâlnit cu femeia asta? De ce? N-ați văzut că oameni care tulbură, știți unde vin? La adunare, Domne de aia vedem în anumite zile anumiți oameni care au manifestări din astea ciudate, anumite manifestări din astea incontrolabile, ca să ne tulbure, că vii la casa lui Dumnezeu și la pucă, la pucă pitonul. Începe să urle, începe să facă nu știu cum. De ce? Pentru că vrea să tulbure locul unde ne închinăm. Pavel și Sila mergeau la închinare și o venit și femeia asta. Zice, când mergeam, o venit și aceasta. Vreau să te întreb acum la final, tu din partea cui tulburi? Tânăr drag și tânără dragă, știi că tu vii la casa lui Dumnezeu și noi toți venim ca să ne închinăm, dar știi că unii pleacă tulburați din cauza ta? Pentru că ei vin să se închine înaintea lui Dumnezeu. Dar modul tău de manifestare, modul, oricum nu-i atrage, ascultă-mă, lasă-i, nu mai... O zis o tânără odată, frate, m-am făcut ca Madonna, m-am făcut odată în freza ca nu știu cine. Tot nu mă ia nimeni, ce să fac? Zice, nu mai știu ce să fac, o, zice, de îngrășat m-am îngrășat, de slăbit am slăbit, tot nu m-a luat nimeni, are spre 40 de ani. Zice, mi-am făcut părul vâlvoi, întins, scurt, lung, nu interesat ni, niciun băiat. Vreau să-ți spun, poate te-ai făcut ca Van Dam, ca mai știu eu cine, și vezi că tăt nu te ia. Nu mai încerca. Nu mai tulbura în modul ăsta. Nu mai tulbura. Să știți ceva, în spatele nostru, dacă nu stă Dumnezeu, stă diavolul. Noi când venim în prezența lui Dumnezeu, venim de mână, ori cu Dumnezeu, ori cu diavolul. Să știți ceva, știți că noi pe cei de lângă noi putem să-i ajutăm, să-i scoatem așa cum a făcut Pavel cu femeia aceasta, nu o zic pleacă mă, nu, o ajutat-o să iasă de sub domnia celui rău Să iasă de sub stăpânirea celui rău Păi tu când o încurajezi, o vezi că vine, e pretena ta, e colega ta de bancă, e colega ta de facultate Vezi că ți-i rușine cu ea și pe stradă, apoi la biserică Dar o încurajezi, îți stă super, super îți stă Dar vezi că explodează hainele, arată penibil dar știi ce ai face? Tu împingi în continuare în tulburarea în care îi. Știi ce a făcut Pavel? Nu o râs de ea. Că asta e rău. Când te laudă că stă bine, știi că în spate te bârfește. Doamne, arată ca o țoapă. Sau mai știu eu cum vă lăudați voi între voi, nu? Sau mai știu eu ce apelative apelative aveți, nu? Dar Pavel nu o râzdea, o zice, cine mă, de-a ea asta, du-te mă și-o Nu, o, o ajutat-o să iasă de sub domnia celui rău. Vreau să te întreb acum la final, pe tine cine te tulbură? Te tulbură Duhul lui Dumnezeu? Sau te tulbură un Duh necurat? Știi că pe Iosif îl tulbura Duhul lui Dumnezeu? Și în temniță. Duhul lui Dumnezeu l-a ajutat să tulbure toată temnița. i a dat Dumnezeu vise la faraoni. Din ce cauză? Pentru că prin Iosif vrea Dumnezeu să-și arate puterea. Dar să știți ceva, mai era cineva acolo lângă Iosif tulburat, dar nu era tulburat de puterea lui Dumnezeu, ci era tulburat de o, de o, putere demonică. Știți cine era? Era nevastă lui Potifar și asta era tulburată. Nu că era mare, nu știu cum, Iosif. Nu știu dacă era cel mai înalt din, din Egipt sau ă, câte kilograme avea. Dar știi, în spatele ei era un duh care o tulbura. Când îl vedea pe Iosif, era gata. Poate în seara aceasta ești în locul acesta și nu știe nimeni ce se ascunde sub masca ta. Nimeni nu știe ce se ascunde sub baticul tău, sub, sub inima ta, care ai venit la închinare în seara aceasta. Tu știi ce gânduri ai, tu știi ce, ce direcții ai în viață. Dar nu ai vrea în seara aceasta să spui, Doamne, fă o eliberare peste inima mea. Fă o eliberare, Doamne, am tot încercat eu să ies în evidență, am tot încercat eu să fac lucruri grozave, dar aș vrea, Doamne, să tulbur prin Duhul Tău. Știți când a fost interesat Domnul Iisus de, fiul risipitor, de, de tânărul bogat? Știți când a fost interesat? O veni și lor prezentat, o zis să-i tânărul bogat. Nici nu s-a uitat Domnul Iisus la el. Gândiți-vă dacă ar, am fi prezentat noi în seara asta pe un tânăr bogat, fetelor, o intrat unul cu atât dar în cont. Tătii ați fi întors capul, toți fi vrut să, 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 măcar să vă salute. Domnul nici măcar nu s-a uitat la el. Auzi, vine tânărul bogat și domnul nu discută cu el. Îi spune, e bogat, are, nimic, nimic. Și îl întreabă, intră domnul în discuție, nu are treabă de bogăția lui și intră domnul în discuție cu el. Și zice, vreau și eu să moștenesc viața veșnică. Și a zis, domnul bun, cum ești cu legea, cu poruncile? Știi ce a zis tânărul ăsta bogat? O zis, toate poruncile le-am păzit de când? din tinerețea mea. În momentul acela se declanșează dragostea lui Dumnezeu pentru tânărul bogat. Știți ce spune Biblia? Că s-a uitat Domnul la el și l-a iubit. Păi cum mă, să nu-l bagi în seamă că e bogat și să-l bagi în seamă că iubește cuvântul lui Dumnezeu, că, că se păstrează curat? Și a zis că în momentul acela Domnul s-a uitat la el și a zis ăsta merită iubit, merită iubit. Știți că noi, pe unul care se păstrează curat, care își păstrează viața curată, inima curată, știți ce îmi zice? Nu a avut șansă, săracul. El de aia, tă cu Biblia sub braț, tăt, cu aceeași pereche de pantaloni de 3 ani de zile. El, săracul, nu, nu poate, nu. Nu? Dar ăla care e mai bogat, ăla care e mai, mai vedetă, ăla-i căutat. Știți că Domnul schimbă valorile, și nici nu-l bag în seamă când îi se prezintă cartea de vizită și spune, l-ai văzut ce mașină o parcă, l-ai văzut, uite la aici cu miroase. Nu, nimic. Când începe să spună, da, Doamne, toate lucrurile astea le-am păzit din tinerețea mea. Adică n-am fost condus din spate de un duc necurat, ci din spate am fost condus de un duh al curăției, de Duhul lui Dumnezeu, de un, de un duh care m-a făcut să mă apropii de, de cuvântul lui Dumnezeu. Știți ce ar vrea în seara aceasta? Să ne ajute Dumnezeu să tulburăm pe cei din jurul nostru cu cuvântul lui Dumnezeu. Când te întreabă că asta era tulburată nevasta lui Potifar, de, de ce nu vrei? Era tulburată. Știi ce zicea Iosif? Nu vreau pentru că eu tulbur în alt mod, nu prin frumusețe, ci eu tulbur prin relația cu Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să tulburăm pe cei din jurul nostru, prin relația care o avem cu Dumnezeu. Ar vrea să ne ridicăm pe picioare, chem tinerii să mai cântăm, mai au o cântare pregătită, după care ar vrea să ne rugăm în seara aceasta înaintea lui Dumnezeu. Și știți ce să-i spunem? Ce s-a predicat în seara aceasta? Să-i spunem, Doamne! Ar vrea atingerea aia care mă eliberează. Ar vrea atingerea aia care mă scoate de sub domnia celui rău și mă aduce sub domnia ta, sub mâna ta cea puternică. Poate ești chinuit de tot felul de gânduri. Poate ești chinuit de tot felul de patim. Dar să știi ceva, Hristos te poate elibera. Hristos te poate elibera. Tu ești legat într-o temniță. Nu pe popa șapcă, cum zicea Dariu. Dar tu ești într-o temniță a păcatului de multă vreme. În seara aceasta, dragostea lui Dumnezeu și iubirea despre care vor cânta tineri în seara aceasta și vom cânta toți împreună. Iubirea aceasta privește spre tine. Domnul, nu-i curios de ce emblemă scrie pe haină? Nu-i curios de ce fapte bune ai făcut tu? Știi ce e curios, Domnul? Care-i relația ta cu El? Și în seara aceasta să ne ajute Domnul să intrăm într-o relație după voia lui Dumnezeu, să ne tulburăm pe cei din jurul nostru, așa cum au tulburat oamenii lui Dumnezeu, prin credincioșie, prin inimă curată, prin păstrarea relației cu Dumnezeu. Haideți să cântăm și după aceea ne vom ruga înaintea Domnului.